Proiectul reabilitării cu fonduri europene al Palatului Cultural din Drobeta Turnu Severin a început în timpul guvernării PDL, motiv pentru care la inaugurare a fost prezent și fostul parlamentar de Mehedinți, Mihai Stănișoare. Acesta s-a arătat încântat de grandoarea pe care a căpătat-o fostul teatru, de felul în care au fost realizate lucrările și chiar i-a felicitat pe cei care au dus la bun sfârșit un proiect la care Stănișoare a ținut foarte mult. Un sentiment de satisfacție, pentru că în sfârșit severinenii au reintrat în dreptul la cultură, o stare, de fapt, pe care sunt convins că cu toții ne-o dorim de mult. Sigur, e absolut impresionant ce se întâmplă sau cum arată astăzi Palatul Cultural și sunt convins că toate aceste eforturi au meritat. În egală măsură, merită felicitări cei care au reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect. Sigur, primarul, Consiliul Local, dar și toți cei care de-a lungul timpului au pus umărul la, spunem, la această lucrare care readuce Drobeta Turnu Severin în rândul orașelor cu acces la cultură. Ce beneficii aduce cultura unui oraș, unui județ în general? Enorme. Greu de spus în câteva cuvinte, însă știți că mai vorbeam, eu știu pe vremuri, că un oraș care are ceea ce oferi atât unor investitori cât și cetățenilor, printre cele care sunt absolut necesare de a fi oferite, sunt aceste acte de cultură de care cu toții avem nevoie. Prezent la evenimentul de duminică a fost și subprefectul de Mehedinți, Andrei Stănișoare, care consideră că finalizarea lucrărilor la Palatul Cultural și darea lui în folosință reprezintă o zi importantă nu doar la nivel local. Este o zi deosebit de importantă pentru Drobeta Turnu Severin, pentru Mehedinți și aș putea spune pentru zona Olteniei. Inaugurarea Palatului Cultural este un veritabil eveniment pentru noi. Acest edificiu, după cum știți, este emblematic pentru Severin, căci reprezintă o carte de vizită, făcând parte din moștenirea culturală a Severinului și a Mehedințiului în general. Avem nevoie de această instituție culturală, avem nevoie de un loc anume unde să renască viața culturală, inexistentă, din păcate, aici în ultimii ani. Cred că Severinul trebuie să reintre pe harta teatrală a României. Și, începând de astăzi, sunt convins că va fi acolo unde este locul. Seria de evenimente organizate cu ocazia inaugurării Palatului Cultural a continuat astăzi. Profesorul Mircea Borcoman și-a lansat cartea intitulată 165 de trepte ale istoriei severinene. Nu spun nicio noutate rostind că Severinul mustește de istorie, de la formidabila construcție, podul construit la ordinul marelui imperator Traian de către Apolodor din Damasc și apoi până la marea hidrocentrală a doua din Europa, a noastră, din Mehedinți, tot metru pătrat mustește de istoria noastră bimilenară. Este o motivație pentru care toată viața am vorbit admirativ și am îndemnat învățăceii mei spre a cunoaște istoria minunată a Severinului. Făcând un joc de cuvinte, de la minunata istorie a Europei, a lumii, pe care o semna André Ribord, eu îndrăznesc să spun despre minunata istoria Severinului, care este extraordinară, este formidabilă. Practic nu este moment din istoria țării, României, care să nu se fi desfășurat și pe acest tărâm. Ne bucură foarte mult că în acest avans de primăvară, într-un cadru superb, reîncepem activitatea în Palatul Culturii tuturor românilor, așa cum special și admirabil Teodor Costescu a numit această clădire, și să ne mândrim cu ea, cu faptele înaintașilor, să fim bucuroși că trăim într-o țară liberă, care oricând, oricum și oriunde trebuie să rămână liberă și independentă. În prima zi din cadrul evenimentului, Săptămâna Culturală Severineană s-au acordat premiile de excelență personalităților severinene pe anul 2015. A fost organizat un vernisaj expoziție Ștefan Popa Popas, iar seara la ora 19 a avut loc un concert de gală cu Orchestra Filarmonice Oltenia Craiova.